Bună ziua, dragi prieteni din Fecioară! Haideți să vă spun la Fecioară. La Fecioară. Vreți să plecați undeva? Vreți să părăsiți pe cineva? Să plecați dintr-un oraș, dintr-un țară? Plecați, plecați, ajungeți la un echilibru interior, ați suferit mult. Sau plecați dintr-o relație, terminați cu cineva și o să fiți cu o altă persoană pe care o iubiți, foarte fericiți veți fi, sau cu o persoană nouă în viața dumneavoastră, sau o persoană cu care nu ați putut fi până acum, sau ați fost cu foarte multe probleme această relație. Deci n-ați putut fi așa cum v-ați dorit, dar acum da. Nu știu dacă săptămâna viitoare, dar arată că în scurt timp, repede. Arată binecuvântare în această relație, ca și când este sufletul dumneavoastră pereche, ca și când este destinul dumneavoastră. Dar asta presupune să părăsiți pe cineva, să vă divorțați sau să vă despărțiți de cineva și să fiți cu acea persoană. Arată multă dragoste. Arată că totuși o să aveți dragoste, a plecat cineva din viața dumneavoastră, v-a părăsit sau plecați dumneavoastră din viața cuiva, părăsiți și o să aveți o relație cu o altă persoană. Pe cine iubiți și deja cunoașteți, parcă. Așa. Sunt persoane care sunteți despărțiți, vă desparte un drum sau arată că această persoană vă este fidelă. Vă gândiți dacă persoana vă este fidelă, arată că da. Da, realizare, împlinirea dorințelor. Vă gândiți la un copil, vă certați cu copiii, dacă aveți copii sau cu o persoană mai tânără. Dacă vă doriți copii, puteți avea, arată că aveți familie fericită, stabilitate, o să aveți realizare. Vă rezolvați unele probleme cu o casă, cu o mutare, cu o schimbare. Deci ce aveți de gând cu o schimbare arată că se întâmplă, reușiți asta. Certuri câteodată apar, da, nu ceva rău, ceva bine. Oricum reușită și drum, vă stă drum, călătorie. Cam asta a fost la Fecioară, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.